Te salut cu drag, bine ai venit în echipa Radu Team, o echipă care te va ajuta pe tine să devii o persoană mult mai productivă, mult mai energică, cu un mindset mult mai bun și bineînțeles aceste lucruri te vor face să fii mult mai fericit, fericită, depinde dacă ești băiat sau fată. Bun, vreau să înțelegi următoarele lucruri foarte, foarte importante. În primul rând, tu ai nevoie de o schimbare în viața ta, de aceea te afli aici. Ai nevoie de un stil de viață sănătos, ai nevoie să te simți bine, ai nevoie să te bucuri de acest rezultat pe termen lung, nu o perioadă scurtă. De aceea vreau să știi că Radu Team nu este despre diete. Radu Team este despre crearea unui stil de viață sănătos și a adoptarea unor obiceiuri foarte, foarte bune care te vor ajuta pe tine să fii omul pe care ți-l dorești. Așadar, o să vreau să facem o diferență între dietă și stil de viață. Dietă înseamnă să te abții de la foarte multe alimente, să folosești foarte multe suplimente, pastile, ceaiuri și așa mai departe, mai puțin mâncare. Restricție pe mâncare și foarte mult căutăm să mâncăm, să consumăm alimente zero. Da? Un lucru foarte greșit, deoarece, într-adevăr, greutatea scade, dar în momentul în care ne oprim din această dietă, aceasta urcă chiar dublu, chiar triplu, depinde, deoarece corpul pierde elemente esențiale supraviețuirii, iar în momentul în care se revine la vechile obiceiuri, corpul începe și le reasimilează din alimente. Practic, vei pierde controlul asupra corpului tău și, bineînțeles, creierul îți va cere mâncare, deoarece vrea să readucă cărămizile pierdute în urma dietei tale. Bun. Echilibru alimentar, adică un stil de viață sănătos, înseamnă să-ți îmbunătățești obiceiurile. Să mănânci mai curat, mai echilibrat, nu restrictiv. Adică să mănânci echilibrat fără a avea o dietă strictă, fără a avea interdicții. Asta înseamnă echilibrul alimentar. Iar chestia asta, odată ce o faci și devine un obicei, poți să o ai pe termen lung. Pe scurt, cunoști persoane care toată viața au fost ba grase, ba slabe, ba grase, ba slabe, ba grase, ba slabe, dar au rămas grase la un moment dat, că n-au mai avut energia să mai oscileze în felul acesta. Acele persoane au recurs la diete, da? Și bănuiesc că știi persoane care toată viața au arătat bine. Da? Acelea sunt persoane cu obiceiuri foarte bune, da? Care s-au menținut și la 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani și așa mai departe. Asta vreau să fac și cu tine. Să obții un stil de viață sănătos, să obții niște obiceiuri foarte bune care te vor ajuta pe tine să te simți bine fizic, psihic și chiar emoțional. Deoarece atunci când tu te simți bine cu tine și interiorul tău, o să emani fericire. Tu de asta ai nevoie. Bun, al doilea lucru pe care vreau să ți-l spun, nu ai nevoie de motivație. Nu mă interesează cât de motivat ești sau ambițios. Motivația, norocul, ambiția și toate astea, toate la un loc, nu sunt mai importante decât perseverența. Perseverența este cea mai importantă. Nu ai nevoie de talent, nu ai nevoie de nimic, trebuie doar să fii perseverent. Ceea ce îți voi cere în acest program, va trebui să îndeplinești câte puțin în fiecare zi. Nu trebuie să dai 100% în fiecare zi, doar câte puțin în fiecare zi. Indiferent că dai 10% sau 100% sau 70%, nu contează. Important este să dai câte puțin în fiecare zi. Să faci un pas înainte în fiecare zi. Indiferent cât de mic sau mare este acel pas, tu trebuie să-l faci. Bine? Ok. Și acum mie îmi place exemplul cu barca. Imaginează că ești într-o barcă și vâslești în amonte. Da? În momentul în care nu mai vâslești, ce se întâmplă? Barca ta o ia înapoi. Nici măcar nu se oprește. Nici măcar n-ai norocul să te oprești. Pur și simplu o iei înapoi. Așadar, încearcă să fii perseverent, să-ți creezi obiceiul de a fi perseverent. Ok. Al treilea lucru pe care vreau să-l înțelegi, nu trebuie să fii perfect. Da? Trebuie doar să iarăși revin la perseverență. Nu trebuie să fii tu cel mai perfect, trebuie doar să dai din coate, să te miști un pic. Da? Pentru că dacă nu te miști, te atrofiezi. Foarte, foarte, foarte important acest lucru. La antrenamentele pe care le vom avea, nu vreau să dai din prima
ce poți tu cel mai mult, să te omori, să te rupi în două. Nu, o iei de la zero. Practic vreau să dai 30-40% din ce poți prima săptămână. După aia crești tu treptat, nu e nicio problemă. Ai răbdare cu tine, deoarece chestia asta vreau să faci pe termen lung, nu te grăbi niciunde, deoarece graba strică treaba. Graba o lăsăm celor care apelează la diete, care vor să slăbească 20 de kg într-o săptămână și se îngrașă înapoi săracii 60. Bun, ori de câte ori ai întrebări, am să te rog să mă contactezi, deoarece sunt aici alături de tine până la final și eu și echipa Radu Team. Tu trebuie doar să-ți dorești în continuare să obții rezultatele dorite și, bineînțeles, să peste câtva timp să ne vedem plini de energie, fericiți și împliniți. Cam atât am avut să spun. Ține cont de aceste spuse pe care ți le-am zis, deoarece știu că lumea te îndeamnă în a fi strict cu tine, a face totul rapid, a face totul din motivație și așa mai departe. Aceste lucruri sunt total greșite. Suntem oameni și putem face totul echilibrat. Power!